Bună ziua, moș Gheorghiță, bucuroși, recolindători! Bucuroși, flăcăi, bucuroși! Dinaintea aiescuri, curții oile runda, ailerului domnile mi-au născut și mi-au crescut. Nouă șmeri ca nouă, ailerului domnele de tulpină depărtați. De păcurea amestec, cați oile runda, ailerului domnele sus în vârf la nouă șmet. Alo, de ce faci pe el? Ailerului domnele sus îmi arde, jos îmi pic. Se pică laxe, face oile runda, ailerului domnele lac de vepă, râu de miet. La cine se scaldă oile runda, ailerului domnele scaldă-și domnul Dumnezeu. Se scaldă sembă, iază oile runda, ailerului domnele cu vin alb se limpezește. Ește oile runda, ailerului domnele cu vâșdar se primenește. Mai de-arând cu domne, zeul oile runda, ailerului domnele scaldă-și Crăciun, Sfânt Crăciun. Se scaldă sembă, iază oile runda, ailerului domnele cu vin alb se limpezește. Când mir se miru, ește oile runda, ailerului domnele cu vâșdar se primenește. Hai de-ar în cu domne, zeu oile runda, ailerului domnele scadă sfinții toți de-arând. Măi flăcăi, știți că la noi în Uncavița de Tulcea avem pădure, avem baltă. Se practică vânatul. Eu sunt vânător de meserie. Poate și din spectator sunt vânător. Un colind de vânătoare nu cunoașteți? Păi cum să nu cunoaște, moș Gheorghiță, că așa e la noi la Luncaița. Vânător și pescar și tot omul gospodar. Lerului la musnice, plouă-l așesca de rouă, lerului rou, ai de peșesc. Pace dăm la chezărelu, lerului la ce s-a dat. Lerului de-o droaie dea, ciute dea, ciute mioare, lerului pe bot gălbioare. Lerului toate misea, da, pe toate mi se paște, lerului nu mai uram șat. Lerului șate străjul, ești straja de trei părți, lerului de la nouă șchet. Lerului joi de mi, yeah,
pregătește, armaș pregătește, nerului la vâna să mergi. Nerului da ce-o să văd, ne se mulțe și cărunțe, nerului și cei codrivesc. Sară peste ciudem dar lerului goanălor luat. Lerului șasă lego mească până la de sânge, lerului de sânge n-a fost. Stimată gazdă, vă mulțumim că ne-ați invitat, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ansamblul Moșoaiele din Comuna Luncavița, Județul Tulcea, vă dorește multă, multă sănătate, fericire, sărbători cu bine și tradiționarul la mulți ani! În momentul când ele sunt micuțe, le suspendăm și vrejul atârnă și întoarce nasul, se întoarce singur. Deci înțelegeți că acea mască de fapt este bostanul, dovleacul sau cătruna, înrudit, da? Deci dacă vă gândeați că e făcut din carton pictat și nasul acela îndoit, iată că de fapt e un produs care crește natural, așa? Da. Înainte, strămoșii noștri, o parte din bătrâni se folosea cătruna, vine cu vrejul drept, da? Și îl folosește la luat vinul, luat mustul din corită și tot de aceea se decupează să face pâlnie. Ceva ecologic. Da. Fără antibiotice, fără chimicale, fără nimic. La noi în Luncavița tradiția este foarte veche, de peste sute de ani de când, de când mă știu eu, să zic, se folosesc foarte mult măștile acestea, care se lucrează, cum a spus și doamna, începând de la 1 decembrie, aceste măști se lucrează în continuu.